vlog, cel cu numărul 6. Astăzi sunt în camera cu păpuși, dar nu filmez păpuși pentru că e vlog. Ați văzut că toți cerceii mei sunt în cutie, amestecați. Unii s-au și stricat din cauza asta și tot timpul trebuie să scormonesc, să caut, să-i scot, câteodată vărs toată cutia ca să găsesc ceva. Pentru acești cercei eu am un suport, adică acesta. Și astăzi o să facem un DIY, o să-i rezolv problema și în sfârșit o să pot să-l pun pe perete și să atârn cerceii, să-i văd, să fie organizat și să nu trebuiască să mai caut prin cutie și să se mai strice. Haideți să vă prezint un pic acest suport. El inițial a fost de culoare bej, cum este și acesta, care la fel are defecte, este stricat, îi sunt rupte două bucățele de lemn, agățătoarea la fel este ruptă și aș vrea și pe acesta să repar, să-l revopsesc și să-l fac într-un fel mai frumos. Pe acesta l-am vopsit. De fapt, l-a vopsit mama mea. Îl am dinainte să se nască Nicolas, deci de aproape 8 ani. Ea atunci mi l-a făcut cu alb, eu l-am decorat, l-am adus în Spania de acum aproape 4 ani și nu l-am folosit pentru că îi cad biluțele. Eu, după ce a fost vopsit cu alb, l-am decorat în felul acesta. Aici am pus o foaie de crafting, știți, din acelea imprimate, care mie îmi plac foarte mult. Este luată dintr-un caiet pe care îl cumpărasem de la Lidl. Cred că și fluturașul e de la Lidl. Tot timpul aduc ei pachetele cu fluturaș, floricele, păsărele și tot felul de decorațiuni care au scoș dublu. Vedeți că stă un pic mai sus, are scoș dublu din acela gros. Iar acești fluturași i-am luat de la confiscate. Cine-i din Constanța știe la ce magazin mă refer. Sunt niște fluturași metalici care au, să vă arăt, uitați așa, două chestii așa, nu știu cum să le zic, pe care le-am înfipt în placaj. Așa cum puteți să vedeți cum a fost el original. Așa cum am zis, bej și aici are un placaj și plasa și pe aceasta am vopsit-o. Deci, am înfipt, dar am lăsat puțin loc. Nu este împinsă până la capăt, vedeți? Pentru că acolo atârnam lănțișoare, nu foarte grele, ca să nu se strice și să nu cadă fluturașul. În schimb, problema pe care o am este următoarea. La momentul respectiv, nu știu dacă aveam pistol de lipit cu lipici cald sau n-am vrut să-l folosesc. Mie nu prea îmi place că lasă tot timpul ațișoare așa în urmă. Cred că n-am vrut mai degrabă și am pus coș dublu. Și după cum vedeți, au început să cadă. Dar problema e că nu cad toate. Adică doar câteva au căzut, uitați. Așa, și le verific și văd că unele sunt prinse chiar foarte... Foarte bine, am vrut să zic. Și nu știu ce să fac. Ar trebui să le deslipesc pe toate și să scot scociul și să lipesc cu lipici cald. Că așa doar să cărpesc și să pun câteva care au căzut, nu prea merge. Așa că cred că le scoatem pe toate, ca să fim siguri că am făcut o treabă ca lumea. Și am aici de rezervă biluțe și ele sunt cumpărate tot de la confiscate. Ia uitați ce am găsit în acest borcan. Clamele acelea de păr, cred că le am din clasa 5-a, dacă nu mă înșel. Oricum, din școală. O clamă mov, una verde și trei roz. Sunt vintage. Ideea e să oricum mai am biluțe de rezervă, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Poftă bună! Vă lipsește ceva? Da! Ce? Stinky! Stinkies! Adică? McDonald's! Știi cum se cheamă? Crotoane cu usturoi. Nu? Usturoi? Cum ce este usturoi? Casa! Ăla care miroase, nașpa. Onion. Și ceapă, dar nu, ăsta e usturoi, ăla mic. Some of this one's not even quite. Păi la asta nu plângi, la ceapă plângi. Serios? E bun acum? Da. Vă zic un truc, căpățâna de usturoi are în mijloc un firicel. Dacă îl scoateți, nu mai rămâne acel miros de usturoi în gură după. Adică puteți să vă duceți și la o întâlnire după ce ați mâncat usturoi. Stinkies le zicem noi la crotoane care au aromă de usturoi. Stinky! Nu mai stinky că v-am pus deja. Ia uite câte ai. Mănâncă-le pe toate și după aia... Ai multe! Hei! Stinky!
Yummy? Da. Nu știi? De-aia mănânci atâtea? Că nu știi? Gata, le-am scos, dar e o problemă. Din cauza scociului s-a îngălbenit, plus că e lipicios, dar n-are nimic că e lipicios, că oricum o să punem lipici peste, deci chiar e avantaj. Și aici s-a luat puțin și din vopsea. Acum o să ziceți, oricum lipești peste, ce mai contează, dar parcă n-aș lăsa așa. Aș vrea să dau totuși o mână de alb, ceea ce înseamnă că ar trebui să stea în seara asta să se usuce și mâine să continuăm să lipim biluțele. Am revenit, schimbare de plan. Nu-mi găsesc bidonul de vopsea albă, vopsea cu care am făcut și acest dulap din spatele meu. Dar am dat cu șmirghel și s-a dus gălbejeala care rămăsese de la scoci în mare parte și mă gândeam să retușez puțin doar cu acrilic de la copii, din cutiile lor cu culori și gata. Că oricum lipim biluțele peste. Până la urmă am dat și pe partea de sus o mână subțire. Nu știu dacă vedeți diferența. Aici nu e vopsit și aici e vopsit. E un pic mai alb. Am zis că dacă tot m-am apucat să dau un strat subțire și pe partea aceasta. Gata! Îl las aici puțin să se usuce. Între timp mă duc să mănânc o salată, să văd ce mai fac, caut pe net, să văd unde mergem, pentru că de Paștele Ortodox aici este o sărbătoare într-un orășel foarte mic și apoi am văzut că mai este o sărbătoare în mai, de fapt două, una în Sevilla și una în alt orășel și vreau să studiez problema, să vedem dacă mergem pe undeva. Aseară am terminat The Cleaning Lady, serialul. V-am zis că mai aveam două episoade din sezon, bineînțeles că m-am ofticat că s-a terminat și te-a lăsat așa în suspans și următorul nu știu când apare, probabil la anul. Pentru cei interesați de o geantă Lego, adică să-și pună piesele Lego și să fie ușor de strâns, vă recomand genul acesta. E sacul și apoi vine un material mare galben. Ia să vedem, Nicolas, cum îl strângi. Împăturești sau ritici cu totul? Poți sau ai nevoie de ajutor? Am nevoie de ajutor. Un pic. Haide, să începem din partea de jos. Ca să intre câteva piese. Stai. Hai. Încet. Nu te grăbi. Hai. Pentru un adult e mai ușor să fac asta. Dar și copiii se descurcă. Nu ridica așa mult că o să scurgă pe partea asta la altă. Așa? Hai. Cutați mușchii tăi! Stai, mami! Nu-i poți. Problema e că noi am pus foarte multe Lego-uri și e grea geanta și am mai stricat ceva din cauza asta. Mânerele aici erau o sfoară și au căzut din ambele părți. Aveau și margini așa metalice, dar au căzut. Ideea e să nu pui greutate și să umpli geanta cam până aici. E foarte bun. Mă recomand dacă sunteți în căutare de ceva pentru depozitat piesele Lego, dar să nu puneți atât de multe cum am pus noi. Vreau să mai comand, tocmai ca să împart cantitatea în două și sunt de pe AliExpress. Dacă găsesc, o să vă pun link în descriere către unul din magazine, pentru că pe AliExpress, după cum știți, sunt foarte multe magazine și sunt mai mulți care au aceste genți. O să caut cea pe care am luat-o eu sau cea pe care o să o găsesc acum ca să comand din nou. Și apropo de AliExpress, haideți să vă mai arăt ceva ingenios ce am luat de acolo. Poate se găsește și prin magazine, dar mi-a fost mai simplu să comand de pe net. Acest polonic simpatic care are o parte cu găurele și, de exemplu, dacă vrem să adunăm ceapa, scurgem așa. V-ați prins voi cum funcționează? Sau poate vrem să punem mai mulți tăieței în ciorbă, nu lichid? E micuț polonicul, nu e atât de mare,
dar e practic și v-am zis, poate există în magazine, dar eu nu am văzut și așa că am comandat de pe AliExpress. La fel, dacă găsesc link, vă pun. Mie îmi place foarte mult AliExpress, aș comanda. Coșul e tot timpul plin, lista de dorințe, wishlist-ul la fel e plin și în wishlist poți să pui 1000 de produse, iar în coș 100. La mine sunt aproape tot timpul pline, apoi mai șterg și mai adaug, dar îmi plac foarte multe lucruri de acolo. Și haine am luat, chiar am un haul cu acele haine de pe AliExpress, dar să știți că aici în Spania produsele vin în 2-3 săptămâni, în România am comandat odată în noiembrie și au ajuns în martie. Deci vă dați seama, cam 2 luni în general durează și trebuie să te duci la vamă, să ți le ridici, sunt și taxe. Aici vine poșterița cu ele acasă și nici nu plătești taxe. Decât dacă iei sume foarte, foarte mari, dar România s-a băgat, mi se pare, de la 0 dolari sau euro să plătești taxe. Înainte era parcă de la 10 sau 20, nu mai știu exact, dar acum cred că se plătește pentru orice, practic. Aici nu, am luat și de 10 și de 20, cred că poate și de 30 într-un pachet. Și nu am plătit taxe. Dar îmi place că vin super, super repede. Oricum vă recomand site-ul, chiar dacă e să așteptați 2-3 luni, vă gândiți dinainte, mai ales dacă sunt haine, să vi le luați cu un sezon înainte. Pentru că au chestii super drăguțe, unele bune, unele mai de proastă calitate. Dar vă uitați la poze, la descriere, la măsurători, la review-uri. Pentru că sunt clienți care scriu și chiar și pun poze cu produsele respective și vă puteți da seama, dacă faceți toate lucrurile acestea, e cam greu să luați țeapă, dar vă recomand. Este a doua zi dimineață, adică chiar astăzi când vedeți voi acest vlog și între timp filmez și vlogul zilei de astăzi, dar acum am venit în cameră aici să terminăm repede căsuța ca să pot edita vlogul și să-l pun pentru voi. Cu scoci era mai curat, pusesem scociul și biluțele se vedeau frumos pe aici, se vede lipiciu printre biluțe, nu prea-mi place și trebuie să fiu atentă să nu le ating de lipici să se murdărească. În fine, acum o să termin așa și vedem la sfârșit cum arată. Am reușit să fac o parte. De stat pot că stau destul de bine, dar trebuie să le curăț, că după fiecare bilă rămân națe din acestea și de-aia nu-mi place mie pistolul cu lipici cald. Dar acum trebuie să plec, pentru că trebuie să ajung undeva și o să închidă. A doua ei se duc la siesta, așa că va trebui să terminăm acest suport în alt vlog. Știu că vlogul de azi a fost foarte scurt, adică nu am făcut prea multe lucruri, dar jumătate de zi chiar mai mult am editat, am postat și nu am avut timp să filmez un vlog propriu-zis. Cel de astăzi, pe care voi îl vedeți mâine, o să fie cu mai multe lucruri în el. Acesta a fost vlogul zilei de astăzi. Noi ne vedem mâine. Pa, pa!